Bună și bine ați venit! Este practic primul clip din seria Jun Lee. Nu voi începe această serie cu un vlog din două motive. Unul este vremea. Mă așteptam să fie cald, să fie soare. Când am zis iunie, am zis o să fiu numai pe afară. O să vă iau cu mine în tot felul de locuri interesante. Eu sper că vor trece și ploile astea și voi reuși să fac acest lucru. Și oricum, al doilea motiv ar fi acela că în fiecare lună obișnuiesc să postez favoritele lunii anterioare și voi face acest lucru în continuare, pentru că așa mi-am promis în primul rând mie la începutul anului că voi posta lunar clipul de favorite și acum, la început de iunie, iată-ne cu favoritele lunii mai. Vedeți că am pe lângă mine o grămadă de chestiuci pe care vi le voi prezenta, bineînțeles că sunt preferatele mele din luna anterioară. Haideți să începem prin a vă spune ce port pe buze. M-am asortat, am brățara ceasului mov, tricou mov. Cred că primul clip de favorite, acum m-a trăsnit, m-a lovit. Primul meu clip de favorite postat aici pe canal a fost filmat cam acum un an, nu știu dacă aprilie, mai 2020, și eram îmbrăcată fix cu aceeași bluză. O să caut clipul și o să vi-l las, încerc să vi-l las pe aici pe undeva. Mă mănâncă nasul, ceea ce înseamnă că mă bucur, nu? Haideți să revenim la buzele mele. Port acest ruj, este de la L'Oréal, L'Oréal Paris. Nuanța este 349 Paris Cherry. Este cumpărat prin 2020. Rujurile acestea de la L'Oréal sunt pe lista mea de favorite. Mai am două din această gamă. Nu rezistă excepțional de bine, însă sunt extrem de hidratante și eu asta caut în primul rând la un ruj, să fie foarte hidratant, pentru că mi se usucă foarte tare buzele și ăsta are o culoare destul de puternică și îmi place foarte tare. L-am temperat puțin cu acest contur, creion de contur, este de la Essence, s-a cam șters. Never too late înseamnă, never too late este nuanța. Cred, da, 14 Never Too Late, îmi place foarte mult. Am destul de multe creioane de conturul, pentru conturul buzelor, pentru că mi se pare foarte important conturul și mi se pare că un contur potrivit va face diferența. Iar la ochi am tot un creion de contur, este de la Flormar Ultra Purple Eyeliner, Keeping Cool, Recap. Cred că Ultra Purple este nuanța, de fapt. Este un movuliu. Nu prea se... Ba da, hai că am reușit un pic de focus și să vedem Ultra Purple-ul ăsta, dacă reușiți să-l vedeți și voi. Deci asta port astăzi pe buze și la ochi. Și haideți să trecem la ce port pe unghii. Este o ojă pe care, dacă mă urmăriți, ați văzut-o în ultimul haul de la BBT. Mi-am prins un pic părul la spate, dar cred că n-am făcut chiar așa de bine. Deci oja aceasta de la Andrea, o port și astăzi, evident, a fost foarte complimentată de către voi. Deși haul-ul l-am postat foarte recent, nici nu mai știu, acum câteva zile doar, ea este cumpărată de ceva mai mult timp și a fost sesizată de multe dintre voi în clipurile mele anterioare. Deci oja asta este vegană, este un brand românesc, One Step Only, și ce îmi place mie cel mai tare la ea este faptul că se usucă mega rapid. Am o problemă cu lacurile care se usucă greu, pentru că niciodată nu găsesc suficient timp să stau să se usuce. Acum este aplicată într-un singur strat, nici nu știu, sub un minut se usucă incredibil de repede. Haideți să trecem la ceva la fel de pastel. Este această paletuță de la Essence, Hello New York, Eyeshadow Palette 03. Este achiziționată, aici cred că nu, nu e, aș s-a pătat. E achiziționată destul de recent de mine.
Am postat aici pe canal, evident, unboxing-ul de la 1001 cosmetice. Am găsit-o, o căutasem pe Notino anul trecut destul de mult, pentru că am văzut-o, cred, la Haiki. Îmi plac foarte mult aceste nuanțe pastel și mi se pare că sunt super mega potrivite pentru vară. Dacă ar fi avut și un roz, ar fi fost tot ceea ce aș fi putut eu avea nevoie. Deci, da, o să vă las în descriere clipul cu unboxing-ul unde vedeți și prețul ei. Și o să vă las și un link în cazul în care vreți să o comandați mai ușor. Am aici și o lumânare care fusese pusă astfel încât paleta să stea frumos pentru poza de thumbnail. Haideți să trecem la un alt produs pentru unghii. Este de la Farmec. Încep să redescopăr acest brand, Farmec. Se numește Vitamin BS Lotion. L-am cumpărat de la DM, atunci când am fost să luăm cu Eva acel beauty box, v-am împărtășit și vouă experiența aceea, evident, într-un videoclip postat aici pe canal. Așa arată ea. Eu îl folosesc cam de 2 luni și s-a consumat destul de puțin și o să vă mărturisesc că mi-am dat cu el cam o zi da și două nu, deși ei spun că de 2 ori pe săptămână, eu mi-am dat des, mai des decât atât și se simte efectul. Chiar am simțit o diferență. Apoi, tot din comanda aceea de la 1001 cosmetice, am comandat eu atunci 3 pudre, toate 3 îmi plac foarte mult, aceasta de la Essence, care este o loose powder, o pudră care cade, cum se spune loose, o pudră pierdută, este din aceasta, nu este o pudră compactă, da? Este ca o făină, este un pic mai greu de aplicat, nu greu de aplicat, trebuie puțin atenție atunci când o scoatem de aici, pentru că riscăm să se împrăștie. Mi se pare că fixează bine, rezistă bine. Eu am tenul gras cu tendință acneică și nu obișnuiesc să stau, nu știu, 10-12 ore cu un singur cu machiajul, dar pentru 4-5 ore pur și simplu tenul meu nu lucește, deci yay for that. Vă recomand, cred că cea pe care am testat-o prima din această cutiuță, din acele 3, a fost cea de la Catrice, Ultra Matte și aceea, asta este All About Matte, aceea era Ultra Matte, aceea a ajuns la Eva, că le-am luat ca să le folosim împreună, să le mai schimbăm între noi, vedem care ni se potrivește cel mai tare, deci îmi plac foarte mult ambele, acestea două le-am testat și a treia este în baie, urmează să o testez în perioada următoare. Apoi, de la Elmi Plant, un produs pe care l-am tot lăudat și l-ați tot văzut la mine, acest Hyaluronic Gold, este o loțiune cu perle, este foarte hidratantă, intră imediat în piele, nu lasă tenul gras, nu lasă tenul lipicios, îmi place maxim și o tot recumpăr, cred că sunt la 5-a, 6-a minune de asta. Tot pentru hidratarea tenului. Am cumpărat de la Auchan și bineînțeles că și atunci am făcut un haul de cumpărături de la L'Oréal Paris Hydrogenious Aloe Water. Deci o loțiune cu aloe vera, o loțiune apoasă care hidratează bine. The Liquid Care Normal 2 Combination Skin. Cei de la L'Oréal au mai multe produse din această gamă Hydrogenious, am mai folosit, mi s-au potrivit toate cele din gama aceasta. Vedeți că am folosit destul de mult din ea. Pentru vară mi se pare wow. Dacă aveți tenul gras sau dacă nu aveți un ten uscat și doriți doar foarte puțină hidratare, aceasta este fresh, îmi place foarte tare. Dacă sunteți din categoria persoanelor care nu agrează mirosul în produsele de îngrijire a pielii, să știți că aceasta are un ușor miros, miroase fresh, mie îmi plac produsele care miros, dar probabil unele dintre voi aveți oarecare sensibilitate la produsele care au adăugați parfumanți. Și scrie aici în fiecare dimineața și seara, aplicați pur și simplu singur sau împreună cu serumul dumneavoastră. Use instead of your daily moisturizer. Deci o puteți folosi în loc de hidratantul vostru zilnic. Deci vă recomand din tot sufletul. Apoi, pentru că am tenul gras și acneic,
Această mască de la Slavital este tot brandul Farmec, la fel ca și tratamentul pentru unghii. Este această mască detoxifiantă cu cărbune peel-off pentru ten sensibil cu argilă. Ea este negricioasă, aici ar fi trebuit să o spăl un pic, dar n-am făcut-o, evident. Nu cred că am nicio poză cu mine cu această mască, dar sunt foarte drăguță, să știți, când mi-o aplic. Îmi place foarte mult, îmi lasă tenul foarte, foarte, foarte curat. Deci pur și simplu simt efectul de curățare. De detoxifiere, că este detox mask. Și cărbunele negru este printre ingredientele care mi se potrivesc mie foarte bine. Mă rog, mie, tenului meu sensibil și acneic. Și tot de la Farmec. Gerovital, de altfel, brandul este Farmec, un brand românesc. Elmiplant a fost și el un brand românesc, dar se pare că nu mai este. Mi-a spus chiar una dintre voi, mi-a rămas aici și prețul, 57,50 a fost, am cumpărat-o de la farmacia Belladonna Pasta, un kit pentru regenerarea părului fiole. Am păstrat, mai am, cred că doar, bineînțeles că acum risc să-mi stric unghiile, evident, că așa fac de fiecare dată. Nu știu câte mai am, este pe terminate, am păstrat-o ca să vă arăt și vouă. Aici au fost, cred că 5, așa pare să, 5 seturi din acestea. Era fiecare set este pentru o aplicare. S-a lipit, bineînțeles. Hai te rog, nu faci asta. A stat în baie și o să le arunc așa, nu-i frumos, dar e sănătos. A stat în baie, că acolo le țin și probabil de la abur s-au lipit. Tratament, kit pentru regenerarea părului fiole și avem două fiole. Sunt numerotate, number 1 și number 2. Se toarnă într-un văsuleț number 1, peste care se toarnă number 2, se amestecă și minunea asta se obține o emulsie, da? Se obține o emulsifiere rapidă. Practic va arăta ca un balsam sau ca o mască normală de păr. O să încerc să îmi fac diseară masca asta și să vă arăt și vouă, să filmez un picuț ca să vedeți cam cum se omogenizează cele două produse și cum se transformă, pentru că aici vedeți că avem un fluid, două fluide lichide transparente și ele vor ajunge o emulsie în mod super mega rapid. Iese unul din tratamentele mele preferate de păr și cred că am 4-5 ani de când îl folosesc. Nu mi-l comand chiar imediat după ce mi se termină, dar întotdeauna mi-l recumpăr, mi l-am recumpărat, practic l-am avut mai mereu în baie, de fapt. De la Nivea am acest deodorant, tocmai l-am descoperit, e prima oară când mi-l cumpăr, zice că este ediție limitată, este posibil să îl scoată în fiecare vară cu orhidee, Golden Orchid Blossom Up. Mie îmi plac foarte mult deodorantele de la Nivea, iar ăsta este foarte, foarte, foarte fresh. Mai am aici niște dischete demachiante. Astea le-am cumpărat de la Jumbo. Sunt 200 de bucăți. Au fost aici două asemenea chestiuci. Eu le scot și mi le pun prin cutiuțele mele din casă. Sunt pătrăți, o dreptunghiulare, de fapt. Și o să încerc să filmez de asemenea folosirea lor. Astea sunt ideale pentru a-mi șterge unghiile. Nu sunt foarte subțiri. Dischetele acelea de machiante sunt foarte subțiri. Astea au două straturi. Ceea ce înseamnă că vor menține mai multă acetonă. Și da, îmi plac foarte tare, deci astea o să le tot recumpăr, le folosesc și pentru demachiere, dar în special îmi plac cel mai tare, deci îmi plac cel mai tare pentru a-mi șterge unghiile și o fac destul de des, pentru că făcând atât de multă curățenie, mi se strică mama lor de unghii, nu rezistă la curățenie și la spălatul aragazului. Apoi am un aparat de îngrijire facială, Silk and Soft, cred, Silk and Beautiful Technology,
Este un aparat de microdermabraziune. Eu îl am de mai bine de 2 ani. L-am primit cadou de la un moș, cred că moș Nicolae a fost moșul acela, nu mai are chestiile alea pe aici, că avea niște treburi. Așa, acesta este aparatul, aceea este o chestie care a căzut. Aici mai am niște rezerve, capete din astea pentru, o să vedeți imediat, niște garnituri de rezervă și vine cu 2 capete. Astea se pot recomanda, a căzut telecomanda, evident. Deci avem ștecherul, cablu, minunea asta și vârful. Și aici avem o garnitură cu treburile astea, se schimbă, sunt cele pe care vi le-am arătat ca rezerve și se pot comanda separat. Și avem 2 capete, unul mai abraziv, unul mai puțin abraziv. Eu îl folosesc pe cel mai abraziv. Coars e unul și fine e celălalt. Deci ăsta este cel fain, mai puțin abraziv. L-am folosit, se pare, și pe ăsta. Și Coars este cel mai abraziv. Cred că ar trebui să mi-l comand din nou, pentru că nu mai este chiar așa de abraziv. Vă spuneam că se poate comanda, se pot comanda doar aceste părți care se schimbă separat. Ăsta este aparatul. Ar trebui să găsesc o priză și să... Nu pot să-l probez acum, evident, că sunt machiată. Dar dacă doriți o exfoliere mecanică foarte, foarte profundă, ăsta este un aparat care n-ar trebui, nu ăsta, ar trebui să aveți, vă recomand, nu că ar trebui, că fiecare face fiecare ce vrea, eu dacă nu l-aș avea, mi-aș cumpăra un asemenea aparat, pentru că îndepărtează pielea moartă și ajută în mod vizibil la regenerarea pielii. De obicei am observat că după ce l-am folosit, mi-ați spus în clipuri că am tenul foarte, în clipuri, mă rog, mi-ați spus că am tenul foarte luminos în videoclipurile filmate imediat după. Deci da, ăsta este unul din favoritele mele. L-am inclus acum la mai pentru că pe durata verii, pe măsură ce o să mă bronzez sau autobronzez, o să-l folosesc din ce în ce mai puțin pentru că mi-e milă de bronzul meu. Dar pe timpul primăverii și al toamnei îl folosesc foarte mult. Mai puțin iarna pentru că pielea este destul de agresată. Primăvara și toamna în general îl folosesc cam la 4-5 zile, iar iarna la o săptămână și jumătate, maxim 2. Deci ăsta este un aparat pe care, în afară de vara din cauza bronzului, îl folosesc mereu. Este foarte important să curățăm pielea de celulele moarte, să stimulăm circulația sanguină la nivel cutanat și un asemenea aparat este un mare plus. Și mai am, în final, 2 parfumele care au fost parfumurile purtate de mine cel mai mult pe durata primăverii, acestei primăveri. Acesta este unul dintre ele. L-am cumpărat de la un magazin arabesc de aici, din zona în care locuiesc, din București. Amy Shop se numește. O să vă las link în descriere pentru că au și un site și livrează și online. Îmi place foarte mult, le-am purtat de fapt, o să vedeți, unul este foarte dulce, unul este foarte fresh și citrat. Mi-a plăcut foarte mult ambalajul și de aceea l-am și păstrat, așa arată sticluța, l-ați văzut atunci că l-am prezentat. Asta este foarte dulce. Foarte. Deci îmi place maxim îmi place și o să vă citesc imediat și notele florale, dar haideți să vi-l arăt și pe celălalt. Vervain Cedrat este celălalt, de la Jeanne en Provence. Ce zice? Établi à Grasse depuis 1968. Ula la! à Grasse. Nu știu ce înseamnă etablia gras. Adică ce? A intrat în grație încă din 1978? Este o expresie pe care nu o cunosc, nu prea știu expresii în franceză, deși știu și eu un pic de franse. 1968. Aia nu mai e. Hai că am zis bine, se sunt uit. Așa arată sticluța. Pe ăsta l-am primit, evident, cadou de la prietena mea, Diana Andronic.
I-a plăcut ei foarte mult și a simțit nevoia să îl avem toate prietenele din grupul nostru de YouTube. Îi mulțumesc din nou pe această cale. Și am spus și atunci când l-am prezentat că are o persistență medie, dar este totuși pe lista preferatelor mele din luna mai. Practic, aproape numai pe acestea două le-am folosit. Ambele au persistență medie, dar îmi plac foarte tare. Și până la urmă, hei, nu, eu plec, muncesc mai mult de acasă, plec pentru 2-3 ore. Un parfum de ăsta persistă pentru 3 ore, 4. Ile Baciu îmi spusese atunci că îmi scrisese într-un comentariu că bine că știe că nu persistă. Nu am zis că nu persistă atunci, am zis că are o persistență medie. Adică, mă rog, sunt alte parfumuri care au alt cost și altă persistență, dar nu înseamnă că astea sunt mai puțin plăcute, ci din contră, iată, ambele sunt pe lista mea de preferințe. Unul foarte dulce, foarte dulce, foarte dulce, iar celălalt foarte fresh, de la atâta dulce era nevoie de puțină lămâie și chiar îmi plac foarte mult amândouă și de aceea le-am și inclus în acest videoclip împreună. Și pentru că m-am lungit mult, mult, mult de tot, nu o să vă mai citesc acum notele din aceste parfumuri, pentru că în cazul ambelor am făcut-o altă dată. O să vă las în descriere link către videoclipul de când mi-am cumpărat parfumul Arabesc și link de când cu clipul în care v-am prezentat cadourile primite de la prietenele mele. Dacă vă interesează oricare din aceste două parfumuri, puteți să mergeți să vedeți sau să revedeți acele videoclipuri. Eu vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit, vă mulțumesc de vizionare ca de fiecare dată și vă aștept cu mare, mare, mare drag cu noi videoclipuri, așa cum am anunțat ieri. În luna iunie voi posta zilnic la ora 20. Astăzi nu am împărtășit, cum spuneam și la început, n-am făcut un vlog să împărtășesc chestii din viața mea, din programul meu zilnic, dar o voi face cu siguranță în zilele ce urmează, așa că subscribe, clopoțel de notificare și vă mai aștept! Vă pup! Pa!